Bună ziua, consilierul general, doamna Roxana Ring, președintele organizației din București a Uniunii Salvați România, este invitată a interviurilor pe CNews de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. O să încep interviul de astăzi cu cel mai recent eveniment care se află pe buzele tuturor românilor. Situația din interiorul Direcției Naționale Anticorupție. Care este poziția Uniunii Salvați România cu privire la acuzațiile care îi se aduc atât șefei DNA cât și instituții? Informațiile pe care le avem sunt informațiile pe care le are toată lumea, cele care sunt publice. Deci am văzut că problema e destul de complexă. Noi ne-am manifestat întotdeauna sprijinul pentru DNA și pentru doamna Căveș și considerăm că a făcut o treabă foarte bună acolo. Nu vreau să mă pronunț pentru că aici e vorba de o inspecție care trebuie făcută, de o analiză. Nu știu ce se întâmplă. Dar eu am toată încrederea în doamna Căveș și văzând rezultatele de până acum. Cei care se pronunță și dau vina pe o parte sau pe alta, probabil că au mai multe informații decât am eu. Deci eu cred pe doamna Căveș și cred în competența, am încredere în competența dânsei. Vă așteptați totuși ca domnul Tudorel Toader, ministrul Justiției, să propună domnului Iohannis revocarea din funcția doamnei Căveși? Se pare că este unul dintre scenarii. Un scenariu, da. Da, nu-l cunosc pe domnul Tudorel Toader decât de la televizor. Și din câte înțeleg, dânsul este apolitic. Sau ar trebui să fie și nu cred că ar trebui să reacționeze la ceea ce îi se cere din interiorul PSD-ului. Deci așa, punând cap la cap toate aceste informații pe care le am și eu public, într-adevăr se pare că există membrii PSD, domnul Dragnea în speță, care încearcă să scape de doamna Căveși și în concluzie îl folosesc pe domnul Tudorel Toader. Asta este cum citesc eu situația din ce am aflat citind informațiile publice. Care este adevărul? N-o să-l aflăm probabil decât atunci când va fi o investigație transparentă. În momentul ăsta nu sunt decât acuzații aruncate în spațiu public. Dar ce implicații credeți totuși că ar putea să aibă acest eveniment pe plan internațional? Și mă refer aici în Parlamentul European. Dezastruos. Deci, de când PSD-ul a preluat puterea, acest atac constant la statul de drept, la justiție, la DNA și încercarea asta de a spune tuturor că nu înțeleg despre ce e vorba, mai ales celor din exterior, nu? Sunt acuzați că ei nu înțeleg. Sau cei care ies în stradă, că nu înțeleg. Lucrul ăsta nu face decât să agraveze lucrurile. Deci poziția României în exterior este atacată de acești oameni, pentru că România este un stat de drept, trebuie să fie un stat de drept, și atitudinea domnului Dragnea și a celor din jurul lui nu face decât să fragilizeze acest stat de drept pe care noi cu greu l-am construit și fără de care noi nu am fi devenit membri Uniunii Europene. Deci cele patru criterii de la Copenhaga sunt acum atacate de PSD și ALDE. Bine, ALDE e acolo. Partener de coaliție. Partener de coaliție. Acum vă propun să facem tranziția către subiectul administrației bucureștene. Cum vi se pare, în linii mari, activitatea desfășurată până în acest moment a primarului capitalei Gabriela Firea? Din funcția aceasta pe care o deține, de primar al capitalei. Activitatea se referă la acțiune. Acțiune. Doamna Firea dă comunicate. Deci are multe acțiuni de PR. În ceea ce privește activitatea concretă, bucureștenii și eu și dumneavoastră ne putem da seama că București în ultimele 18 luni nu numai că n-a progresat, dar sunt zone întregi în care a regresat. Traficul este mai
Imposibil, Bucureștiul a avansat în indexul TomTom, de exemplu. În 2015, deasupra noastră era Moscova. Acum am depășit și Moscova la cel mai congestionat trafic. Suntem acolo, în vârful piramidei, alături de Mexico City, Kuala Lumpur, da? Deci aici dezastru. În ceea ce privește poluarea, de curând Uniunea Europeană ne-a spus că suntem unul dintre cele mai poluate orașe și din România și din Europa și ne anunță că probabil vom intra într-un proces de infringement. Spitalele știm și noi pentru că am văzut corupția și dezastru din spitale. Spațiile verzi sunt betonate în continuare. Ce să vă spun? Avem mai multe mașini, mai puține zone pietonale, consolidări aproape deloc. Noi am văzut două consolidări care au fost realizate în ultimul an și jumătate, acum se promit, care erau deja începute, de fapt, din perioada anterioară. În schimb, am văzut cheltuieli foarte mari pe concerte, târguri, societățile comerciale pe care s-au cheltuit aproape până acum, aproape 200 de milioane de lei din bugetul local. Deci, activitatea pe care doamna primar a avut-o până acum n-a fost deloc în interesul bucureștenilor. Și, în orice caz, Bucureștiul, în momentul ăsta, este pe o traiectorie greșită. Și dacă continuăm așa, într-adevăr, în 2020 va trebui să recuperăm tot ce am pierdut acești 4 ani. Care este atmosfera de la ședințele de consiliu? Cum se desfășoară concret o ședință de consiliu? Într-un cuvânt, noi avem majoritate, așa că voi faceți cioc mic. Îmi pare rău. Da. Cam așa se exprimă domnul Bădulescu de multe ori. Ni se restricționează, adevărul este dreptul la opinie și la dezbatere, deci ședințele de consiliu sunt ședințele ideale de consiliu pentru majoritatea PSD-ALDE, ar fi să nu se dezbată nimic, să se voteze și să se plece cât mai repede. Grupul PSD-ALDE votează, e o mașină de vot. Noi, bineînțeles, vrem să dezbatem și atunci ni se taie cu microfonul, se pune la vot dacă să mai continuăm dezbaterea. Proiectele de hotărâre apar uneori în ultimul moment. Dar am reușit, am avut niște mici victorii, pentru că la început nu ni se permitea, de exemplu, să transmitem live. Au încercat să ne interzică acest lucru Pe până. ce motiv? Pe niciun motiv, pentru că legea nu spune nimic. Că nu e voie. Da, deci un răspuns din ăsta. Bine. Dar noi am continuat și până la urmă nu au avut ce să facă. Acum încearcă și ei să transmită live, dar nu știu dacă au audiență. De asemenea, inițial veneau mult mai multe proiecte de hotărâre înainte pe lista suplimentară, fără să ni se spună. Le-am spus că nu le mai votăm și atunci Încearcă să le introducă cu întind timp util, astfel în toată lumea să le studieze. Dar, în general, nu este o atmosferă civilizată, în sensul în care acolo se dezbat, de fapt, problemele bucureștenilor. Deci, un bucureștean care vine în ședința de consiliu nu va avea ocazia să vadă o dezbatere utilă, pentru că ea nu este permisă și pentru că trebuie să recunosc că și nivelul discuțiilor cu majoritatea nu este un nivel de Consiliu General Oraș European cel mai mare centru din județ. Europei. Rămânând în zona aceasta administrației bucureștene, trebuie să recunosc că eu nu am văzut prea multă grijă pentru clădirile cu risc seismic din capitală. S-a discutat vreodată acest subiect în Consiliu sau măcar există proiecte în desfășurare pe acest subiect? Da, de curând am avut un proiect în care se acordau niște facilități în baza ordonanței de guvern 20 pe 1994, care este cea care definește modul în care se fac aceste consolidări pentru clădirile de risc seismic de gradul 1, în special, și modul în care ele se finanțează. Problema clădirilor cu risc seismic este că pentru a realiza, deci,
În ultimii 10 ani, cred că au fost consolidate 20 de crădiri seismic din cele 347 care sunt riseismic 1. De trei ori Foarte mai puțin. mult, foarte puține, de trei ori mai multe au fost consolidate, acestea cu fonduri care există. Deci fondurile care există la Ministerul Dezvoltării nu sunt cheltuite. De trei ori mai multe au fost consolidate cu bani privați. Problema este a unei administrații care nu are capacitatea administrativă. Deci, proiectele astea de consolidare sunt proiecte complexe. Oamenii trebuie să se mute de multe ori din imobile, trebuie să le găsești unde să se mute. Procedura este foarte birocratică și foarte stufoasă. Primăria Generală nu se adresează beneficiarul în sensul în care cetățenii nu au niciun cuvânt de spus asupra modului în care este consolidată clădirea. Deci primăria discută direct cu constructorul și ignoră cetățeanul. Și atunci mulți dintre ei nu vor să le fie consolidate clădirile. Promisiunea am avut, dar în realitate de un an și jumătate s-au consolidat mai puține clădiri decât s-au consolidat în anii anteriori. Unul dintre motive poate ar fi și pentru că când doamna Firea a venit la conducerea Bucureștiului, a avut acest plan al înființării societăților comerciale. Și, practic, în momentul ăla, toate funcțiile instituțiilor Din subordine au fost lăsate să funcționeze pe pilot automat. Administrația străzilor nu mai funcționează, al PAB, deci multe dintre aceste direcții nici nu au fost preluate luate de de alte entități și nici nu au mai funcționat. Inclusiv serviciul de consolidare, care era parte din primărie și pe care l-a desființat. A înființat o nouă administrație pentru consolidări, numai că timp de 7-8 luni de zile, din câte îmi spuneau cei din primărie, nu reușeau să angajeze oameni. De-abia acum, de curând, au personal. Deci, din punct de vedere al managementului, administrația PSD-ALDE este un dezastru. Nicăieri nu desființești ceva care funcționează înainte de a te asigura că există un un mecanism care să preia. Ei au desființat și acum au rezultat. înlocuitori. Nu, pentru că societățile Cine comerciale începând de la zero, nimeni nu știe știe când vor funcționa sau dacă cum vor vor. funcționa. E un experiment pe viu, așa, pe viața și pe bunăstarea bucureștenilor. Deci nu putem ști sigur când vor fi consolidate aceste clădiri. Am văzut și eu promisiunile, dar scuze-mă, Imediat după ce a câștigat alegerile și a spus că va face revoluție. trafic. Probabil că revoluția fiscală, așa, un fel de întoarcere. Cel din trecut. Că tot ați amintit acum de revoluția în trafic promisă de doamna Gabriela Firea. Am văzut că una dintre măsuri vizează chiar pe taximetriști. Care este stadiul acelui proiect de regulament pe care am văzut că l-a anunțat doamna Firea într-o conferință de presă? Care este stadiul? Bun, asta este. În momentul ăsta, majoritatea a votat proiectul de hotărâre, care spunea că firmele acestea, agregatoarele de comenzi și Uber, trebuie să aibă toate dispecerat și acum a fost pus în dezbatere publică regulamentul de aplicare a proiectului de hotărâre. Deocamdată s-a făcut o dezbatere publică și eu am vorbit cu reprezentanți de la Clever, de la Star Taxi, și probabil că se va veni cu un proiect de hotărâre de aprobare a regulamentului în Consiliul General. Noi vom vota împotrivă, bineînțeles. Ceea ce se propune în momentul ăsta este ceva nelegal. Și anume, în primul rând, proiectul de hotărâre și regulamentul adaugă la lege. Legea nu spune nicăieri că nu poți să faci dispecerat prin aceste aplicații. Legea a fost Făcută dintr-o vreme când nu există acest
acest avans. Tehnologic. Acum ce o să ne întoarcem? Pe vremea când chipul totul era pe timp la telefon fix. Și este clar un proiect de lege cu dedicație, și anume cu dedicație pentru cele câteva dispecerate care sunt reprezentate de cotar. De fapt, e vorba de un număr foarte mic de oameni, nu? Mic interes acolo. De spuneți, de fapt, că ar fi un alt interes în da, spatele... Da, foarte mare, mare interes, pentru că aceste dispecerate, am luat informații de la șoferii de taxi, cei care folosesc, sunt și, care au și dispecerat, pentru că sunt obligat să plătească dispecerului, dar care au descoperit că folosind Star Taxi sau Clever, obțin comenzi mai rapid, au clienți mult mai mulțumiți, oamenii ăștia își plătesc asigurarea, oamenii ăștia au autorizație de la primărie. Deci singurul motiv pentru a interzice este că există o atitudine neconcurențială în piață de la câteva dispecerate care își pierd rațiunea de a exista. Nu? Deci un șofer de taxi plătește 200 de lei. Nu, nu poate să funcționeze un dispecerat. Și plătește că altfel... Dar există din ce în ce mai mulți șoferi de taxi independenți, plătesc și după aia nu mai folosesc dispeceratele, da? Și aceste dispecerate... Aici, punctul nostru de vedere este că cel mai important este ce este în beneficiu consumatorilor, adică bucureștenilor care folosesc taxiurile, iar în beneficiu consumatorilor este 100%, este să păstrăm aceste agregatoare de comenzi. Serviciile s-au îmbunătățit, deci și șoferii, și cei care oferă serviciu, și cei care îl folosesc sunt mulțumiți. Nu există niciun motiv să le interzicem decât că există un număr de oameni care ar pierde eventual niște bani din lucrul ăsta. Oricum, noi am sesizat și Consiliul Concurenței, vom sesiza și unii cred că au și făcut-o deja Uniunea Europeană, pentru că e împotriva unor directive ale Uniunii Europene în ceea ce privește libera concurență. Am văzut că doamna Fira vorbea și despre un regulament de conduită, cum ar trebui să fie taximetristul. S-a votat acest regulament? Asta face parte din regulamentul integral, dar să știți că el a existat dintotdeauna. Și a vota un proiect de hotărâre, deci pur și simplu un document, nu înseamnă și aplicarea lui. Lucrurile astea au existat, primăria generală nu a făcut niciodată absolut nimic ca să aplice. Da? Deci primăria generală, doamna Firea are proiecte de hotărâre pe care nu le-am votat, care nu se aplică. Despre ce vorbim? Sigur că e bine ca... Și care e justificarea? De ce? Justificarea este, cum vă spuneam, că activitatea se consumă în acțiuni de PR și în comunicare. Deci, primăria municipiului București este condusă prin comunicare de presă. Din păcate, comunicatele de presă, nu străzile, nu rezolvă problema traficului. Ați luat legătura personal dumneavoastră cu doamna Firea să discutați? Din păcate, pe aceste subiecte? Nu. Doamna Firea nu ne-a convocat niciodată pe reprezentanții grupurilor politice. Cel puțin pe noi nu. Nu știu dacă discută cu celelalte grupuri politice. Când a avut ceva de comunicat, a făcut-o prin intermediul consilierilor personali. Iar în ceea ce ne privește, adevărul e că și legea administrației publice locale nu prevede un mod formalizat de comunicare între liderii grupurilor politice. Așa că noi ne păstrăm în cadrul legii, propunem proiecte de hotărâre, dezbatem în Consiliul General și cam atât. Pe de altă parte, am văzut că ridicarea unui spital municipal în cartierul Pipera al orașului Voluntar a agitat spiritele în Consiliu. Ce ne puteți spune în legătură cu acest subiect? În ce stadiu mai e acest proiect? În primul rând, nu e un proiect. Da? Deci, doamna Firea îl prezintă deja ca un spital care s-a ridicat într-o săptămână, cât altele în 10 ani.
Este, de fapt, o alocare a unui teren care inițial era al TVR-ului, al televiziunii române. Deci, ce s-a întâmplat? Ideea acestui spital metropolitan, idee mai veche, nu e neapărat a doamnei Firea, da? Și domnul Dragnea a promis, dar și înainte. Încă se vorbește despre un spital mare care trebuie să fie în această în București sau în fine. Un spital în zona aceasta de sud-est a României. Pentru a spital ai nevoie de terenul, bineînțeles. Bineînțeles, trebuie găsit Doamna Firea găsise acest teren în puterea 63-65. Terenul era liber, liber. așa că atunci când proiectul de hotărâre a Da. venit în iulie, Noi, USR-ul, am votat pentru. motivul fiindcă am înțeles Des, din ceea ce se explică de către juriștii primăriei că dacă nu ai teren, nu poți să faci un studiu de prefezabilitate, de da, fezabilitate. despre că prefezabilitatea pentru vederea că acest spital chiar este necesar. Am votat fără nicio problemă pentru și nu ne-am gândit niciodată că doamna Firea va avea vreo problemă cu Guvernul care căreia îi solicită solicită acest teren era proprietatea proprietatea. în administrarea televiziunii române, având în vedere că guvernul respectiv era al domnului Tudose, același. Același partid. Deci, însă data trecută, la ședința trecută, a venit doamna Firea și în al doilea proiect, pentru un alt teren, tot în șoseaua Pipera, de data asta numărul 55. Mare semn de întrebare, pentru că în expunerea de motive se spune acolo că a durat prea mult alocarea primului teren. În timpul ședinței de consiliu, însă doamna Firea ne spune cu tot o altă poveste. Și anume că în realitate va fi disponibil și primul teren pe care noi îl Votase. PNL-ul Eu nu votam, nu votam. și că acesta va fi alipit la acest al doilea teren, că nu vom construi numai un spital municipal, se va Metropolitan. metropolitan, Se se va va construi și un nou sediu pentru Universitatea de Medicină și laboratoare și alte lucruri, presupun. am mai înșirat acolo câteva lucru care, pe care eu nu l-am, atunci l-am auzit prima dată, așa că i-am spus Bine. doamnei Firea că expunerea de motive Nu corespunde realității. deci ori dânsa are dreptate Vorba de expunerea de motive are dreptate, dar cele nu două. se potriveau. Și atunci îi solicităm, vom vota împotrivă de data asta, îi solicităm să facă o expunere de motive care să includă Toată realitatea. Pentru că noi acolo asta facem, noi votăm acte administrative, acte normative. Deci noi decidem pe niște documente care vor fi arhivate, vor fi publicate publicate în în Monitor Oficial și care vor reprezenta temelia la acțiunilor viitoare. Nu ne-am înțeles și doamna Firea s-a prins după aceea că USR ar fi împotriva Spitalului Metropolitan, noi dimpotrivă. Cea mai bună asistență pentru sănătate. E adevărat, pe de altă parte, că să știți că București are unul dintre numele cele mai mari de spitale pe cap de locuitor din în România. Deci, în București are o mare concentrație de spitale. de paturi pe cap de locuitor, dar așa cum noi am observat în decursul ultimii 2 ani, multe dintre aceste unități spitalițești sunt într-o stare Deplorabilă. sunt prost administrate, Fondurile dispar. deci sunt multe lucruri de făcut la ceea ce avem acum, dar nu ne opunem unor investiții necesare. Ne dorim să Să vedem vedem. investiții în București pentru că De 2 ani de zile, practic, ele au dispărut. asta Spuneți este că istoria. mai degrabă doamna Firea ar trebui să se concentreze pe spitalele pe care le are în administrație decât pe construirea unui nou spital. Oricum, acest spital metropolitan, eu înțeleg că parte din finanțare va trebui să vină și de la guvern, nu?
Probabil fonduri nerambursabile, deci Când ești într-un spațiu minoritar, trebuie să poți să lucrezi pe toate în același timp, toate lucrurile care sunt necesare. Spitalele care sunt în subordinea primăriei municipiului București, cu excepții, au nevoie de un management performant. Doamna Firea numește oameni care au legătură cu PSD-ul în astfel de poziții. Deci eu am văzut până acum nu numai la spitale, dar și la alte instituții publice din subordinea primăriei, care să numirile astea să fie făcute în mod transparent, ca urmare a unor concursuri meritocratice și așa mai departe. Deci numirile peste tot, și societăți comerciale, toate administrațiile noi înființate, sunt făcute pe, pentru oamenii apropiați PSD-ului și a unei alte facțiuni din PSD. Performanța astfel, nu? Pentru că vedem și noi ce se întâmplă în jurul nostru. Nu este incredibil să primăria azi face ceva și nu trebuie să descurcă pentru că s-a stricat. Pe final, vreau să vă întreb ce proiecte aveți pentru bucureșteni pentru anul 2018? Bun, noi suntem în opoziție. Deci noi propunem și majoritatea poate să aprobe sau nu. Deci principalul nostru, principala noastră scop, principalul nostru scop este să ne asigurăm că banii din bugetul general al Bucureștiului, bugetul de la Consiliul General, dar și bugetul la sectoare, nu mai sunt pe investiții. Deci, anul trecut, practic, investițiile au fost la un nivel foarte scăzut, poate la cel mai scăzut nivel, din toată perioada pe care o urmăresc eu, din 10 ani. Pe când banii pe salarii au reprezentat partea cea mai importantă și pe bunuri și servicii, pentru că salariile au crescut foarte mult. Dacă nu e un film de valoare, dacă nu e așa, sunt multe lucruri de care București are nevoie. Până la urmă, are nevoie de transport public de calitate. Deci, noi am investit, de exemplu, în autobuze, dar vor fi apărute de 2 ani de zile, autobuzele așa nu au fost cumpărate. Am investit în noi tramvaie și așa mai departe. Astea sunt toate promisiuni. Dar ca opoziție nu putem decât să ne asigurăm că tot ceea ce se întâmplă este transparent, este bine gestionat și să ne facem treaba ca opoziție. Îmi pare foarte rău, pentru că știu că oamenii așteaptă. Nu dintre cei cu care vorbim, nu înțeleg diferența între deliberativ și executiv. Noi avem proiecte hotărâre pe care le-am depus și care au fost adoptate, de exemplu, în audit al spitalelor. Nu au fost puse în aplicare. Multe alte. Am avut un proiect de hotărâre prin care se prevedea un mod mai eficient de salubrizare. Nu a fost adoptat. Deci, noi avem o listă întreagă de proiecte de hotărâre și depun în continuare proiecte. Dar ele ori nu sunt adoptate, ori sunt adoptate, ori sunt implementate. În această situație, cred că tot ce putem să facem este să ridicăm de nivelul dezbaterii în Consiliul General și să ne asigurăm că bugetul local nu este risipit în continuare cum s-a întâmplat în ultimul și jumătate. Ce relație aveți cu colegii de la PNL? Tot o parte a opoziției în Consiliu. Avem o relație bună. Asta nu înseamnă că, adică, de exemplu, am reușit să convocăm împreună, pentru că împreună avem o treime și este important. Am reușit să convocăm 2 ședințe de Consiliu Extraordinare. Din păcate, nu s-a ținut pentru că noi nu avem quorum. Deci 50 plus 1 și atunci deci putem să colaborăm. În multe locuri, de multe ori votăm împreună și astfel blocăm, pentru că fără noi nu există 2/3. Deci pe toate proiectele de hotărâre, dacă PNL și USR nu votează, proiectele de hotărâre care se referă la patrimoniu, aceste proiecte de hotărâre nu trec.
spitalul metropolitan, de exemplu, de ce nu a trecut? Pentru că de data asta USR-ul a votat împotriva și atunci a doua oară, când expunerea de motive nu corespundea realității. Și atunci el nu a trecut. Deci ne coordonăm cu cei de la PNL pe aceste subiecte. Există subiecte în care, de exemplu, nu suntem întotdeauna pe ce ajungem de unde, mai ales în domeniul urbanismului. Da. Sperăm să-i convingem altfel. Doamna Roxana Vring, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru. Vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Ori de câte ori mai avem. Plăcere și o să mă sigur că nu sunt legată în roșu. Vă mulțumim pentru prezență. Mulțumesc și eu.